Ce minuni a știut să facă Claudia dintr-o ținută care poate dumneavoastră nu o considerați atât de minunată. Haideți să vedem! Aș fi crezut vreodată. Haideți să-i încurajăm să nu aibă emoții. Așa. Haideți, tot mai tare. Tot mai tare. Uitați cine a venit să ne sărbătorească la Ziua Forțelor Terestre. Frumos, elegant organizat și, ce să zic, toată stima pentru organizatori. Acum astea nu erau violente, după mine erau doar un exercițiu, așa, și nu cred că copiii sunt impresionați sub aspectul că au văzut și ei un armament, niște, știu eu, deci efectiv cum se aud împușcăturile, dar că oricum văd în filme și cred că în filme sunt mult mai violente decât ceea ce s-a prezentat astăzi. Depinde din ce punct de vedere se urmărește și se pune problema. Păi, din punctul de vedere al faptului că ei s-au împușcat, au fost cu violență? Sigur că ei se sperie, că e normal primul lucru, primul impact e să se sperie, dar după ce li se explică nu mai e problema. Nu vei mântui.
cine poartă, la lai, lai, la, strige lumea la oaltă, la lai, la. Veșorește horile, mă, la lai, lai, la, ca nu-și uită numile, mă, Ioane, mă. Avioanele mi-au plăcut. Și împușcăturile. Poftim? Și împușcăturile și avioanele. Și, și, și. Nu mi-a fost frică, că am 84 de ani și nu mi-a fost frică de ele. De mic am fost în război acolo, când am avut 8 ani, cu ungurii. Stau mândruțele la sfat, mă grăiesc câți de surat, mă. Stau mândruțele la sfat, mă grăiesc câți de surat, mă.